care apreciază arta dumneavoastră. Este vorba... Fel, nici nu ar fi cumpărat. Evident, evident. Dar se pot cumpăra și ca să faci cadouri, nu? Adică îmi place, dar plasez în altă parte. Doamna Victorița Duțu a adus aici mai multe volume. Poate să ofere autografe. Este un volum de proză scurtă. Este primul de proză scurtă. Este o proză scurtă... adică, mai pe înțelesul nostru al tuturor, povestiri, povestiri de o sensibilitate extraordinară, de un lirism care îndreaptă spre proză poetică, niște imagini care coincid perfect cu cele pe care le puteți admira, sunt imagini de un cromatism fantastic și mai ales de o deschidere spirituală extraordinară. Cu adevărat, citind, parcurgând paginile Victoriței Duțu, avem senzația de îndepărtare de cotidianitate, de tot ce înseamnă zgura vremurilor în care trăim și ne îndreaptă spre lumi nu neapărat paralele, ci un fel de paralelism mai degrabă spiritual, care trebuie să secondeze, de fapt, viața de zi cu zi. Niciodată nu trebuie să privim lucrurile într-o singură direcție. Întotdeauna să avem acest backup spiritual care să ne îndrepte și să ne ilumineze pașii și alegerile, mai ales. Din titlurile care nobilează aceste fragmente, ca să vă dați seama cam despre ce este vorba. Unul se intitulează, iau la întâmplare, Sentiment al vastității, deosebit. Altul, pur și simplu, și aici ne întoarcem la ceea ce spunea doamna Victorița Duțu, este această sete de infinit, sete de infinit pe care o am întâlnit-o și la Eminescu și la alți poeți. Și spune dumnea ei, citez, ei, la un moment dat, aceasta este până la urmă infinitul, floarea aceasta care are rădăcinile în cosmos și se lasă privită de mine. Aici și acum, într-o veșnică căutare a celui nespus de frumos. Infinitul e ceea ce purtăm în noi, fără să putem atinge. Îl atingem doar cu privirea și privirea noastră devine infinită în această prezență în care suntem metamorfozați în cei care pot să pătrundă cu mintea într-o altă realitate care suntem noi și ne identificăm cu ea. Suntem chiar noi înșine. Acea realitate paralelă cu această lume constrângătoare care nu prea mai are nevoie de artiști. Pesimistă concluzie, nu suntem de acord cu ea, suntem aici să o dezbatem. Urmează un portret al artistului foarte simplu și foarte, cum să spun, la îndemâna tuturor. Oricine este un artist, un creator al propriei vieți și plăsmuitor de destin. Astăzi am pictat din nou. Privesc culorile care mi ies din mână, parcă ar fi lumina din trupul meu. Și totuși, trupul meu stă. Stă nemișcat și privește lumina care pătrunde printr-un loc neștiut. Până departe, în mine, într-o lume ce o port în mintea mea. Acolo eu călătoresc călăuzită de lumina aceasta venită de pretutindeni, ca să pot merge pe un drum neștiut încă de mine. Deosebite imagini, le apreciem și le salutăm. Să știți că studenții Academiei de Poliție sunt deosebit de sensibili astfel de fragmente. Ne îndreptăm spre albastrul pe care sper să ni-l să ni-l explicați, dar există un albastru pe care este căutat, este albastrul ca stare de ca trăire, ca stare a spiritului. Ilinca trăiește o stare a unei picturi pe care încă nu a creat-o.
dar o poartă în inima ei ca pe o comoară. Și încă e frică să nu o distrugă dacă o așterne pe pânză. Minunat! Trăiește acest sentiment, dar mai întâi trebuie să epuizeze trăirea ca să o poată reconstrui la dimensiunile cerului care îl poartă pe umerii ei. Ea trăiește și simte că este însăși pictura ei. Deosebit. Identificarea cu propriul produs artistic. Artist și produs artistic sunt același lucru la un moment dat, atunci când trăirea este completă. Și ca sincretism al artelor, poezie, dar și pictură, aceeași linca, alter ego-ul autobiografic al autoarei, Ilinca și-a luat volumul de poezii, a sărit geamul camerei unde a dormit și dădu în cerdacul casei. Era cald, parcă prea cald în întuneric. Stelele erau pe cer, luna nu apusese încă. Privi din cerdac lumea de afară, primind în sfârșit lumina lunii și ascultă tăcerea din jur. Merse până la stuf și ascultă zumzetul lor harnic. Mai merse pe drumul de țară gândindu-se cu ochii în lună. Îi părea rău că va împlini în curând 21 de ani. Îi plăcea mai mult să spună că are 20. Îi era frică de viitor, dar mai ales nu putea accepta ideea că va îmbătrâni, că nu va mai putea citi, studia, pierde nopțile în gândire și meditație. Dar mai ales gândul ce o frământa cel mai mult era că nu va mai putea căuta acel inefabil care o ținea cu mintea trează spre ceva atât de tainic și necunoscut care cuprinde viața într-o îmbrățișare a lumii. Iată definiția poeziei. Cântă zeița muzicii, cântă dimineții, cântă răsăritului de soare, cântă întregii naturi, cântă căldurii din jur. Și mergi spre templul din pădure, mergi dansând, mergi cântând, mergi visând zeița muzicii și lasă versul tău să curgă liber. Să audă depărtările, să audă depărtările întunecoase ale codrului ce începe din spatele templului. Cântă frumusețea naturii, regina iubirii, întruchiparea purității și sensibilității. Cântă cu glasul tău de privighetoare, cântă zeița muzicii și zeița lumii viitoare. Cântă. Nu lăsa ca ura să-ți înnece versul, ca negura realității înconjurătoare să-ți mișoreze glasul. Cântă, regina frumuseții, cântă despre iubire. Iubirea e una în noi, dar trebuie să ne o descoperim. Suntem făcuți din iubire și pentru iubire. Trăim spre a iubi, trăim spre a iubi prin visare și a visa prin iubire. Cântă, zeița iubirii, nu-ți fie teamă când treci puntea pe deasupra apelor. Mergi la templu și cântă. Cântă răsăritului de soare că El e creația lui Dumnezeu. Minunat! Toată această puritate, această căutare a absolutului se răsfrânge printr-o căutare a dreptății, a justiției. Iar aici mă adresez, știu că am fir direct cu voi. Ilinca dorește o lume mai bună. Ilinca mergea pe stradă și pilă de revoltă la tot ce vedea și... Revoltă la tot ce vedea, probabil își lipsește o virgulă, urla în ea după salvare. Dar cum îți poate veni salvarea dacă nu din propriile tale gânduri și prin ceea ce îți dă Dumnezeu? Însă trebuie să te zbați pentru asta. Suntem asaltați de pretutindeni cu imagini care ne bulversează, care ne incită, care ne provoacă, care ne umilesc, care ne fac să vedem în noi doar o ființă decăzută fără nicio posibilitate de salvare, de schimbare. Imagini care ne infestează mintea, asemenea unui virus distrugător, împotriva căruia nu poți să lupți. Iar cel mai rău atacă acest virus însetat de moarte în copii și în tineri. E ca și cum noi nu ne-am mai putea trăi tinerețea și copiii nu și-ar mai putea trăi copilăria. E ca și cum am fi dintr-un început bătrâni. Arta, atunci, trebuie să devină purificatoare, curățătoare a minții. Arta aceasta trebuie să vorbească despre cel care poate să recreeze totul și să dea o nouă ordine lumii.
arta trebuie să exprime această căutare a noastră și a Lui, Cel care vine să ne întâmpine, care vine să ne salveze. Arta prin simbolul pe care îl propune și pe care vrea să și-l caute. Morala. Până la urmă, ca să poți fugi de rău, trebuie mai întâi să te confrunți cu el. Să-l suporți un timp cu tine, după care el pur și simplu dispare. Pentru omul care ți-a făcut rău, tu ai să existi mereu la nivelul conștiinței sale. De la un timp, nu ai să mai pleci de la el. Și asta se va întâmpla tocmai atunci când tu l-ai uitat definitiv. El pentru tine nu mai există, dar de la un timp tu existi pentru el veșnic. Asta este, până la urmă, pedeapsa. Vă mulțumesc foarte mult. Îi așteptăm pe studenții noștri să ne încânte cu recitările lor. Mulțumesc doamnei Victorița Duțu. Este o carte excepțională, vă recomand. Este o carte de suflet. Acest eveniment se numește Punți peste lume, culori și cuvinte. Vă las pe voi să interpretați de ce acest titlu. Privește-mă în ochii minții tale și ascultă. Ascultă ce frumos îți cântă sufletul. Privește, privește-te în oglindă. Dar aici oglinzi nu mai sunt. Nu mai sunt. Eu sunt oglinda. Eu sunt viața. Nu te fricoșa de propriile tale cuvinte. De vorbele lumii nu te speria. Să plece, să plece de lângă mine că nu o mai suport. Eu sunt lumea și te alung de lângă mine pentru că nu meriți să trăiești aici. Chipuri, chipuri vin peste mine, lacrima mea o aprinde de foc, de moarte. Oricum vei muri, nu te mai plânge că oamenii mor, că oamenii mor în tine. Pleacă, pleacă, nu meriți să trăiești aici. Eu sunt lumea și te alung de printre oameni. Pleacă, eu nu suport sinceritatea. Tu, îngere cu ochii albaștri și mari, îți fugi răpletele în vântul măiastru. Venirea ei cerbi dăruindu-ți cununa și în haine de laur te-au îmbrăcat. Tu, îngere cu ochii albaștri, mi-ai ferecat inima cu privire de stea și am plâns peste flori în cântec de lună să mă audă stelele ca să spicure în ochi numai lumină de raze de iubirea din mine. Tu, îngere cu pletele în vânt, ce-ți duci coroana de prinț peste ape. În univers suntem noi doi, două jumătăți, separate în lumi abstracte de vis, sortite a se căuta una pe alta prin acea lumină și acea chemare din noi ce le duce spre infinitul iubirii, spre creanga de aur ce strălucește în sine dincolo de timp și spațiu, pentru că asta e soarta domnițelor și fetelor de crai, își caută fiecare împărăția luminii și a visului lor, prin fuga noastră de realitate și cufundarea adâncă în lumea visului lor. M-am uitat la el și nu am schițat niciun gest, niciun cuvânt nu am spus. Am lăsat să se aștearnă din nou tăcerea, tăcerea dintre noi și mă uitam în pământ. S-a pus jos lângă mine și mi-a zis. Și el a început să scrie, cu degetul pe pământ, cuvinte încă neînțelese de mine. Dragi telespectatori, aceasta a fost lansarea de carte și expoziția de pictură de la Academia de Poliție București. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit. Până săptămâna viitoare, vă spunem să fiți puternici și liberi. La revedere!